împărțit la 2 egal cu 112 minus 109. 112 minus 109. Ce că faci scăderea? Nu, de am schimbat eu, era 42. Și ai schimbat tu? Da, schimbat eu. Bravo. Și cât face aici? Face... Stai mai puțin. 342. Face pa. Minus 21 ori a. Face 3. Împărțit la 2, egal cu 3. Da. Ce zice repede? 342 minus a. Nu 342. Scriem a 21 împărțit 2 egal. Nu, e 342. Nu, face 342 plus 3? Păi nu. Asta e de împărțitul. Asta e de împărțitul. Deci, paranteză. 342 minus a împărțit 21, lung de paranteza. 21 a egal cu 2 ori 3. Da, 2 ori 3. Plus restul 0. Da? Cine dă 6? 6. Și avem, deci, 342. Minus a 21. Da. Ne dă 6. 6. Și atunci, cu cine este egal? Nu mai punem paranteza. Adică, da, acum facem asta. A 21 egal cu 342 plus 6, nu? Ăsta îl păstrăm. 21 oral păstrăm. Da, 21 oral păstrăm. Deci, 20. Scăzătorul. Am descăzutul, scăzătorul și rezultatul. Da. Atunci, scăzătorul este cine? Din descăzut scădem pe 6. Rezultat. Da. Da? Deci de aici rezultă. 21 egal cu 342 minus 6. 342 Mă gândesc că nu afectează dacă dumneavoastră ați schimbat a, în loc de a împărțit 21, ați scris 21 împărțit, da? Dar n-ați scris 21 împărțit, e mulțit. Da, mulțit, pardon. Afectează. Nu afectează deloc. Dar, prof, afectează că... Dă-l 3, fii da, că dacă, nu, că dacă este... Dacă ar fi să rămânem la 21 împărțit, ori a... Dar nu e împărțirea, adică, că e mulțire. Da, e mulțire. Așa. Dacă ar fi 21 ori a, atunci am împărțit ca să aflăm pe a. Și când dacă ar fi a împărțit 21, am înmulțit. Da, aici a fost de la început de mulțire. Numai mulțire și 7 ori 3 ori. Deci nu mai mulțire. Da, adică ar trebui să scrieți a împărțit 21. Dar nu-i mă împărțit nicăieri. A, pardon, a împărțit 21. A mulțit cu 21 egal cu 21 ori a. Da. 2 ori 3 nu egal cu 3 ori. 2 ori 3 egal cu 3 ori 2. Înmulțirea este comutativă. Așa, da? Numai împărțirea nu. Că 6 împărțit la 2 nu este ca și cum aș face 2 împărțit. Și am rămas la 342 minus 6, care ne dă 336. Egal cu 336. Așa. Deci A ori 21. Egal cu 336. Da. Acum, A egal 336 împărțit 21. A egal și 21 33 merge odată. Da. Rămâne rest minus 21 ne dă rest 12. 126 în 20 21 în 126 merge de 6 ori. Oare? Da, de 6 ori, de 6 ori. Ai la 16, mai departe. Ai la 16 și am terminat și se dacă nu da. Acum 15. Îl spun eu. 9 ghiozdane de aceeași fel costă 684 de lei. Câți lei vă costă 17 ghiozdane? Păi simplu, trebuie să aflăm... 9 ghiozdane costă... Da. 684 de lei, da. Și ne întreabă după câți lei vă costă 17 ghiozdane. Și facem... Mai întâi o să aflăm cât costă un singur ghiozdan. Da, și ca să aflăm un singur ghiozdan, facem 684. Împărțit la 9. Se împarte? Da. De ce? Dacă 6 cu 8 cu 4 ne dă un număr și acel număr se împarte la 9. Nu, proful mai logic. De ce se împarte? Pentru că mie mi-a dat. Păi, că obțin deja de numărat, da. De 684 împărțit la 9. Hai să facem, Ștefania. Deși e greșit și acela, deși e vorba de
problema următoare. 9 ghiozdane costă. 9 ghiozdane costă, cât a zis? 9 ghiozdane de același fel costă 684 de lei. Câți lei vă costă 17 ghiozdane, cât costă? Așa, 684 împărțit la 9 acum. 9,60. Da? Deci 600. Mai întâi să aflăm cât costă un singur ghiozdan. Da. Dacă 9 costă atâta, unul singur, trebuie să împărțim, da? 684 împărțit la 9. Așa. 9,68 merge de 7,8. 7,9, 63. 68 minus 63 ne dă 5. 54 împărțit la 9 merge de 6, 9, 56. 76 de lei costă un singur ghiozdan. Da, un singur stilou. Ghiozdan. Da. Și ca să vedem cele 17. 76 ori 17. Facem 76 ori 17 și egal cu 7 ori 6, 42, 2 și 4. 7 ori 7, 42, 2 și 4. 7 ori 7, 49 și cu 4. 53. Da? 53. 1 ori 6, 6, 1 ori 7, 7, 2, 9, 12. 1292 de lei costă, da, cele 17. Da, costă, după 16. La o librărie se vând într-o zi 19 pixuri și 8 stilouri, încasându-se 229 de lei. Pe 9 pixuri. Deci la o librărie, la o librărie se vând într-o zi 19 pixuri. 19 pixuri. Și plus 8 stilouri. 8 stilouri și încasându-se 229 lei. Lei, da. Cât costă un stilou dacă prețul unui pix este de 7 lei? Cât costă un stilou dacă facem 19 de prețul unui singur pix este de 7 lei. Egal 7 lei. 19 ori 7. Exact, dacă un singur pix costă 7 lei, 19 ori da, de, va însemna de 17 de 19 mai mult. Și întrebarea este cât costă? 19, hai să scriem, 19 ori 7 egal cu 7 ori 9 63. 3 scriu 6 rețin. 133. 133. Da. 133. Da. Deci, practic, cele 19 pixuri costă 133 de lei. Da, deci, și o să spun, 133 plus 8 stilouri este egal cu cât? 229 de lei, da? Da. Și acum 229 de lei minus 133, ca să aflăm în cât costă, cât cele costă 18 pixuri. 18 sau 8? 8 ai zis, parcă. 8 stilouri. Da. Deci zicem 8 stilouri egal cu 229 minus 133. 9 minus 3, da, 9 minus 3, 6. 2 minus 3 se poate, 10 minus 7, 3 cu 2 e 9. 9. Deci 3 din 12, 9. 96 și 1 minus 1, nimic. Deci 96 costă cele 8 stilouri. Dar pe noi ne întreabă cât costă 1. Și un stilou costă 96 împărțit la 8. Și 96 împărțit la 1. 12. Odată. Odată și 16 de 2. Deci costă 12 lei. Termina problema. Ok. Îți zici tu 17. Mărește produsul numerelor 167 cu câtul numerelor 825 și 3 mărit cu succesorul lui 198. Da. Mărește produsul numerelor 167. Deci 100 și 60, 67, da, cu
cu câtul număr... Să-l mărim, adică să adăugăm. Plus cu câtul numerelor, 825 împărțit la 3. La 3. Cu câtul numărul? 825 și 3, da. Mărit cu succesorului 198. Succesorului 198. Puneți plus. Succesorului 198. Mărește. Da. Mai citești o dată. Mărește. Deci, mărit. Deci mărește produsul numerelor 100 plus 67 cu câtul numerelor 825 adică și 3. Mărit. Câtul mărit. Da, corect. Deci câtul mărit plus succesorului 198 care este 199. Da. Deci, să mărim cu câtul așa plus 199. Așa. Mare rost să pun o paranteză, hai să vedem. Nu are nicio rost. Da. Ba nu! Ba da! Hai, mă păcălește, sigur. Deci, ia să vedem. 100 plus 67 ne dă... Cât facem 100 plus 67? Ne dă 6700. 6700. Punem două zerouri la 67, da? Plus. 825 ar se împarte la 3? 825? Da, se împarte la 3. 8 și 2, 10 și cu 5, 15. 15 se împarte la 3. Deci, 3 în 8. Merge de 2 ori, 2 ori 3, 6, rămâne în rest 2 și cobor pe 2 la altă, îți vine 22. 3 în 22 merge de 7 ori, 7 ori 3, 21, rămâne în 1 și cu 5 și cobor de 15. 3 în 15 de 5 ori. Da. Plus 100... Plus 199. Și ne dă 6700 plus 275 care ne dă 6... Stați. 6, ne dă 6.975 plus 199. Da. Ce? 9 cu 5, 14. Ce? 4 cu 1 rețin. Ala 1 cu 9 fac 10. Cu 7, 10, 17. 7 cu 1 rețin. 1 acela reținut și cu 9 fac 10. 10 cu 1, 11. 1 cu 1 rețin și... 6 cu 1, 7. 7174. Cât de și de este 994. Deci A plus B plus C plus D plus 4, nu? A plus B. Egal cu 994. 994. Știind că A egal cu B ori 3. Ce împărțit la B egal cu 4 este 65. Ce împărțit la B? B egal cu 4. Ce împărțit la B egal cu 4 și rest? Rest 65. Măcar asta și mai facem. Da, asta facem. D plus A egal cu... D plus A egal cu 439. 439. Află valoarea numerelor A, B, C și D. Perfect. Păi dacă știm pe A, D plus A, D plus A, ăstea da, două, se fac face să și trăiești nou. Nu, nu merge care cu semente. Păi ai D plus A, D plus A, 439. Da, da. Și punem și noi, în loc de suma A plus D, punem 439. Da, și atunci asta devine 439, 439 plus B plus C, egal cu 994. Așa este? Da. Deci, 439 plus B plus C egal cu 994. De unde rezultă că B plus C de aici face 994 minus asta, nu așa? Da. 994 minus 439. Și egal mai departe. 994 minus 439, să vedem ce face. B plus C egal cu 4 minus 9 minus 4, 10 minus 9, 1, 1 cu 4, 5.
după 8 minus 3, 5 și 9 minus 4, 9 minus 4 5. 555. Face 555, da? Da, da. Asta ar fi rezultatul. Hai să le scriem încă o dată. Relațiile se scriu astfel acum. Că B plus C, B plus C face 555. Vedeți? Că A este B ori 3. A egal B ori 3. Așa scrie, nu? A egal B ori 3. Iar că C împărțit la B... Deci dacă A egal cu B ori 3... Păi B nu știm. Că... Nu știm pe B, dar mai avem... Îl lăsăm deoparte. Asta da. Nu ne-am putut. Dar putem afla. Dar putem afla B-ul dacă știm A-ul. Dacă știm pe A-ul, dar nu știm pe A. A, da, părăm. Da? Deci mai avem că C împărțit la B, uite scrie aici, că C împărțit la B egal cu 4, adică de împărțitul C, C egal cu B ori 4, B ori 4 plus restul 65. Da. Deci am tradus relația asta de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul, nu? Asta a zis. Și noi avem că B plus C face atât. Hai tu ce aici, vino și îl ia-ți locul tău. Și pe ce îl trimite sus aici. Când noi avem că B plus C face atâta, și ce este așa. Locuim și vine acum. B plus, B plus, cât Ștefania? B plus B ori 4 plus 65, că locuim pe C, da? Plus B ori 4 plus 65 egal cu 555. Facem 2 ori B. Da, de ce 2 ori B? De ce sunt 2 de B? Păi nu sunt 4 odată și cu 5 B. A, 6. Deci 4 B și cu un B fac 5 B. Da, 5 B. Așa, sunt 4 aici cu 1 fac 5 B. Deci vine 5 B. 5 B plus 65 egal cu 555. Deci 5B plus 65 egal cu 555. De unde rezultă că 5B 5 ori B egal cu 555 minus 65. 555 minus 65 este egal cu 0, 6 din 15, 9, 490. Deci 5B fac 490, numai un singur B. B va fi egal cu 490. Împărțit la 5. Da? Un singur B. Se poate, pentru că se termină. Se împarte, da, sigur, la 5, cred că e ultima 5. 0, 5 în 49, de 9 ori 5, 45, în 40 de 8 ori. Da. Deci B-ul l-am găsit. Da. B-ul e egal cu 98. Păi acum putem face 98 ori 3, ca să-l aflăm la 3. A va fi egal cu 98 ori 3. Și facem A egal. 98 ori 4 plus 65. Și este egal cu 4 ori 8, 32, 4 ori 9, 36 și cu 3, 39 plus 65. Da? 392 plus 65 și face egal cu 65, face 7, 5, 4. 475. Dacă l-ați aflat și pe C, vă duceți să aflați și pe D. De unde l-aflați pe D? Păi, pur și simplu... Putem și să adunăm numerele astea și când ne dă, să zicem că ne dă 100, 994... Scădeți și aflați pe D. Da. Da. Cele trei adunate. Da. Mergeți. La revedere. Ne întâlnim lunea viitoare. Bună!